Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În iulie, racul va trebui să ia mai multe decizii importante. Cu toate acestea, în ciuda gravității situației, vei fi foarte pozitivă. Datorită faptului că ești deschisă către lume, iar lumea se va deschide pentru tine, va fi posibil să întărești unele legi sociale, să câștigi autoritatea la locul de muncă. Luna este bună pentru întâlniri cu prietenii. Mulți raci în iulie vor putea ridica cu mândrie steagul succesului, mai ales dacă sunt ghidați de decizie echilibrată și consecvență în acțiuni. Acum norocul este de partea ta, dar rezultatele cheie depind doar de tine. În iulie, și mai ales în prima jumătate a sa, racii vor simți un puternic val de vitalitate. Deci, a doua lună de vară va începe neobișnuită de activ. În acest moment, evenimentele neașteptate și întâlnirile bruște pot schimba drastic planurile, obiectivele, modul de gândire și ideile bine stabilite de către tine. Dragoste. Iulie la raci este o lună bună pentru a-și cunoaște propria persoană. Vei experimenta întreaga paletă de romantism și pasiune. Prima jumătate a lunii va fi plină de surprize. Partenerul va ceda la orice, te va însoți cu atenție și curtare frumoasă. În schimb, vei dori să oferi afecțiune și grijă. Aceasta se numește armonie completă. Dacă apar certuri, atunci reconcilierea nu va întârzia să apară. Vei deveni un exemplu de relație de succes. A doua jumătate a lunii va fi ceva mai sinceră. Cineva apropiat îți va împărtăși un secret și te va conduce la o conversație deschisă. Pot apărea persoane din trecut care au fost conectate cu tine într-o relație de dragoste. Încearcă să nu flirtezi, nici măcar inofensiv. Sănătatea. În iulie, problema cu sistemul musculoscheletic se va agrava la raci. Acum este bine să eviți orice activitate fizică. Dacă ai planificat o excursie sau un picnic, atunci este mai bine să renunți pentru un timp, deoarece este crescut riscul de rănire și accidente. Ai grijă la greutăți și nu pune presiune pe spate. Persoanele cu imunitate puternică s-ar putea să nu se teamă de răceli, restul vor trebui adesea să facă față glumelor corpului. Chiar și hipotermia ușoară poate cauza o mulțime de probleme. Punctul slab este gâtul. Păstrează antiseptice locale în trusa de prim ajutor și nu bea băuturi reci cu gheață. În a doua jumătate a lunii, ai grijă de tine când înoți. Banii. Raciul a căror activitate este legată de sfera socială, se simt cel mai de succes. Vei lua parte la proiecte interesante și vei lua inițiativa în fața superiorilor tăi. Acțiunile tale te vor ajuta să urci pe scara carierei. Doar nu te opri la jumătatea drumului. Există riscul ca entuziasmul tău să se estompeze în cel mai interesant loc. Caută binele în ceea ce faci. O călătorie de afaceri îți va aduce multă plăcere. Vei întâlni oameni interesanți, vei câștiga experiență importantă, vei face o pauză de la rutina ta obișnuită. Vei putea combina afacerile cu plăcerea. Pentru cei care doresc de multă vreme să câștige bani în plus, pot începe să încerce în domeniul creativ. Mulți raci plini de resurse vor consolida bine poziția financiară. În iulie, vei dori să-ți înmulțești veniturile, până în punctul în care să ai grijă să devii lacomă. Nu îndoi toiagul sub greutatea speranțelor false. Desigur, trebuie să economisești bani, dar nu în detrimentul dorințelor tale. Achizițiile mari sunt cel mai bine lăsate la sfârșitul lunii. Amintește-ți că datoriile trebuie rambursate la timp, dar nu merită să împrumuți bani către rude decât dacă, desigur, vrei să-ți strici relația cu ele. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!